Unii o consideră o provocare, alții o vocație, însă toți sunt siguri că la final vor avea disciplina în sânge. 55 de tineri au depus astăzi jurământul la Academia Militară. Evenimentul a avut loc în fața superiorilor, dar și a rudelor, care au făcut drum lung pentru a fi alături de viitorii militari. Nu doar băieții, ci și fetele sunt gata să-și apere țara. Să-mi apăr patria chiar și cu prețul propriei vieți, să respect legile Republicii Moldova și regulamentele militare. Au renunțat la machiaj și coafură de dragul unei cariere de militar. Este vorba despre 15 fete care împreună cu alți 40 de tineri au depus astăzi jurământul. Armata, spune Victoria Grosu, te disciplinează. Îmi place regulile care sunt, îmi place forma militară. Recunoaște că nu este ușor să mânuiești arma, în schimb se simte bine că în jur sunt mai mulți băieți. Printre atâția băieți mi-e bine, deoarece băieții sunt foarte amabili, permanent ne susțin și ne ajută. Mama Victoriei a făcut un drum lung de la Ocnița pentru a-și vedea fica în uniformă de militar. La fel ca zeci de părinți și-a admirat copilul cu lacrimi în ochi. Îmi pare bine, sunt foarte bucuroasă că a reușit și s-a ales așa profesie. E foarte curajoasă. Extrem de emoționată a fost și această bunică. Spune că și-a îndrumat nepotul ca să-și facă studiile la Academia Militară. O bunică foarte fericită și împlinită. N-am vrut să stei la poalele mamei și a bunicii și bărbat. Nepotul spune că militaria este pentru el o vocație. De mic copil am vrut această profesie și chiar bunica mi-a spus că vreau să te văd militar. Îmi va fi dor de bunica, de sora, de familie. Pentru a destinde atmosfera, viitorii militari au și cântat. Iar ulterior, tinerii au mers în pas de defilare. Aceștia au fost instruiți timp de 4 săptămâni. Tinerii vor studia timp de 3 ani la Academia Militară, după care vor primi gradul primar de locotenent, permis de conducere categoria B, precum și loc de muncă în Armata Națională.